Vă salut fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou episod din tutorialele noastre mirifice. Dar astăzi am revenit cu un nou tutorial pentru voi și anume cum configurăm nightbot-ul pentru uh, canalul nostru de YouTube. Înainte să începem clipul, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, la Jegosul Suprem, pentru că acolo sunt activ în mare parte a zilei și vă răspund la toate mesajele. Și dacă vreți să aflați ceva despre mine, trebuie să mă urmăriți pe Instagram, like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat cu clopoțel, pentru că majoritatea nu aveți clopoțelul activat, ca să fiți notificați când intru pe următorul live sau când postez. Cum a întrebat și Iron Boy în comentariul Sablanao, azi zis, poți să faci un tutorial cum să configurăm Naibot, așa că o să vă arăt astăzi cum să configurăm Naibot-ul. Pentru început trebuie să intrăm pe Naibot și avem aici niște uh, chestii foarte, foarte simple. Trebuie să ne logăm și folosim YouTube, așa că dăm click pe login cu YouTube. Începem pe contul nostru pe care îl folosim și vrem să adăugăm naipătul. Pentru cine nu știe ce face naipătul, naipătul este un programel, un bot. Îi poți băga anumite comenzi ca să nu mai stea nimeni să se întrebe ce tastatură ai, ce PC ai. De exemplu, dacă suntem gameri, eu o să adaug acum niște... Niște... Um, Comenzi ca să le vedeți voi. Deci, după ce am intrat pe Nightbot, trebuie pur și simplu să mergem pe, pe tabul de comand la custom aici și la custom pot să fie 0. Deci la început s-ar putea să fie 0, eu l-am avut customizat doar că l-am scos, dar o să fie 0 uh, aici probabil. Tot ce trebuie să faceți voi e să vă adăugați comenzi. Cum am eu aici? Comenzi. Deci, am comenzi, am donații, am giveaway, Instagram și membru. Bun. Noi ca să adăugăm o comandă, asta trebuie să faceți voi la început, de exemplu să zicem că vreau să um, fac comanda iar de Instagram, bun, da? O șterg, șterg comanda de Instagram, nu o mai am acum și vreau să-mi fac o comandă de Instagram. Ce se întâmplă? Când un uh, simplu om care se uită la tine sau un moderator îți dă uh, comanda de Instagram, automat n-ai botos să-ți dea instagram tău în chat. Ca să facem treaba să nu ce dreapta aici pe add comand, scriem comanda Semnul exclamării, Instagram, ok? Deci e foarte important să fie semnul exclamării înainte. Și ăsta e mesajul ce va apărea. De exemplu, eu vreau să scriu aici pentru a... Nu, nu uita să mă urmărești pe Instagram. Două puncte, pentru că urmează link-ul și intru acum pe Instagram. La mine pe Instagram, Jegosul Suprem aici, bam, copiez ăsta, mă duc aici, am pus un spațiu, am pus suprem. Bun. Acum aveți două posibilități. Cine poate să vă dea um, aliasul comanda asta? Cine poate să o folosească? Păi e foarte ușor. Aveți user level. Dacă dați everyone, o poate folosi toată lumea. Dacă dați pe owner, numai voi o puteți folosi. Dacă dați pe moderator, numai moderatorii. Dar eu recomand ca aceste comenzi uh, să fie pentru toată lumea. Bun, mai jos avem un cooldown. Cooldown înseamnă spațiu dintre o comandă și alta. Dacă cineva începe, de exemplu, sunt 10 oameni și încep 5 oameni din ei să-ți dea semnături la Instagram, trebuie să fie un cooldown ca să nu se facă un spam. Și acesta este cooldown. Îl puteți selecta de la 30 de secunde, de la 5 secunde. Eu o să-l las la 20 de secunde, da, ca să apară la 20 de secunde. Aliasul ăsta. Uh, if the uh, if this command is supposed to call another command specify the uh, the other command here know that the, bun eu uh, până acum mi le am pus și comandul și aliasul la fel Instagram deci semnul exclamării instagram după ce am făcut toată treaba asta, dăm Ok, summit și avem aici, vedeți că avem Instagram și ne-am făcut o nouă comandă. Eu mi-am făcut o comandă și pentru membru, dacă vreți să, să, să vă dea link unde puteți deveni membru. Comanda mea de la giveaway, comanda de la donație și comanda de la comenzi, da? Adică, uitați uite asta la comenzi trebuie, de la comenzi trebuie modificată și acum vă arăt cum să modificați una, da? Deci am făcut comanda de comenzi. Aici am meme, eu nu mai am meme și nu mai am nici Discord. Bun, deci ca să o să creăm o comandă iar ca să vedeți voi, vrem să co facem comanda de Discord, eu nu o să vă mai explic și vreau să vă uitați după mine să-mi spuneți dacă ați înțeles cum ar veni, dacă și voi ați făcut la fel. Deci vreau să fac pentru Discord, da? Ați fost atenți? Ați făcut la fel ca mine? Da, cred că da. Bun. Uh, haideți să o modificăm pe asta cu comenzi. V-am zis, uite, pe Discord am refăcut-o pentru că aveam Discord. Haideți să, refacem uh, pe asta cu comenzi, să scoatem meme. Am dat ca să refaceți, o, să nu o ștergeți, o, să, să umblați la ea la comens. trebuie să dați lângă Recycle bin Aici aveți un, o chestie galbenă, dați pe ea la modificare și ne ducem pur și simplu la meme și scoatem meme-urile. Lăsăm un spațiu acolo între ele. Bun, și avem user level everyone, comenzi, n-am mai pus jos nimic și e de ajuns. Bun, cu ce vă mai ajută pe voi că în mare parte ați înțeles comenzile și cam asta e principalul, principala chestie, cam asta este la Nightbot. Cu ce vă ajută pe voi Nightbot în plus? Pentru oamenii care sunt pentru gamer, pentru oamenii care vor să facă giveaway-uri, aveți aici tabu de giveaway și este foarte simplu, intrați pe el, o să puneți lumea să înceapă să scrie, să ai chat-ul vostru în timp real Puneți lumea să, să scrie în chat, voi puteți aici pu, uh, face un giveaway cu un keyword, uh, keyword, cu un random number sau cu active user, adică cu toată lumea fără să scrie. Dacă vreți un keyword, le ziceți oamenilor, scrieți, nu știu, uh, capac și oamenii scriu și automat o să insta, uh, îi, uh, îi adauge aici, puteți să... Uh, le faceți eligibilitatea oamenilor, adică dacă veți face doar pentru moderatori, pentru regulars, pentru users, adică pentru toată lumea cum ar veni, da, vă puteți juca pe aici. Deci este benefic și pentru giveaway, mai aveți regulars. Regularsurile sunt astea de vi le dau ei automat. Adică un fel de timers, ca să înțelegeți. Uite, eu am la timers aici, e o anumită comandă sau o anumită frază pe care Naibotul vă dă la un interval de timp. Uite cum am eu, iar Instagram-ul. Deci, este o diferență între comanda pe care o activează userul sau moderatorul sau tu și timerul. Timerul îți dă automat la o distanță de timp pe care o selectezi tu. Cum am eu aici? meme Review. Ăsta nu mai vreau. O să-i dau delete. Am donații Instagram. Anunț Discord și membru. Deci, eu acum o să primesc la fiecare 10 minute uh, semnul exclamării membru și mesajul ăsta Pentru a intra în familie, acesta este linkul de mai jos și alege o opțiune, anunțul de Discord la 15 minute, o donație la 6 minute și follow pe Instagram la 5 minute. Da? Deci, aici haideți să facem, uite, o refacem pasta pe, pe Instagram, o să refacem comanda de Instagram, îi dăm delete și ne adăugăm un timer dăm în dreapta ad, scriem aici Instagram, spunem la Instagram follow pe Instagram pentru a fi la curent cu ce postez, am pus linkul meu, aici avem intervalul de timp unde la, la, la intervalul de timp la care se apară ea, da? Deci asta o vrem să o dăm la 5 minute. Două linii pe chat pentru că sunt în două linii să nu ocupe prea mult și aliasul o să-l punem Instagram să se sincronizeze cu cel de la comenzi. Dăm summit, și avem o nou, un nou timer setat la 5 minute pentru Instagram. Și e foarte simplu, guys. E, bun, acum vă puteți juca voi pe program. Pentru că astăzi, în mare parte, aveți song request, auto DJ. Eu nu am umblat niciodată până astăzi. Bagi muzică aici sau uh, poți tu să, să pui uh, muzică. Sau să le dai oamenilor posibilitatea de a modifica muzica care se aude pe stream. Dar, noi mergem înapoi pe dashboard. Acum, guys, tot ceea ce trebuie să faceți, pentru că încă nu e activ da, încă nu e activ, Naibotul trebuie pe dashboard să vă duceți să dați join channel. Asta e cea mai importantă chestie. Dăm join channel și vedeți că aici spune Naibot is now joining your channel. Ce trebuie să faceți voi este să copiați linkul cu roșu de la pasul 2. da, Fără spațiu aveți grijă, trebuie să-l copiați. Bun, și el vă zice aici: trebuie să vă duceți să-l băgați la moderator. Intrați pe YouTube, simplu la voi, la canalul vostru, vă duceți pe studio de creație, ne ducem la comunitate. setări pentru comunitate și aici aveți toți moderatorii voștri și aici toți oamenii banați. Ok, bun. E, ce trebuie să facem noi aici? Este foarte simplu. Trebuie să adăugăm linkul de la de la am cumpărat, de la am cumpărat. De la am copiat de aici de la noi. trebuie să l adăugăm aici. Da? Deci dați în jos la moderatori cât l sau cât sau click dreapta paste vă scrie Naibotul, vi l-a adăugat aici, dați click și dați salvează neapărat până vă zice că s-a salvat. Toate modificările au fost salvate. Și acum tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați live pentru că Naibotul merge numai când ești live. Ok? Bun. Și aici pe dashboard mai aveți niște, niște, statistici cum ar fi top chatter da? Adică cine a vorbit cel mai mult, vedeți că limba lungă, Raluca, Iftimie, vedeți aici, da, și cea mai tare comandă dată de de toată lumea. Aveți niște statistici, un fel de top, da? Vedeți deci Raluca da 2700 de mesaje, 1400, Adrian 932, ocada Kiru 700, da și cam asta a fost guys, nu uitați în următorul clip pentru ca să se lege cu clipul ăsta, o să fac cum să editezi în Premiere Pro, un simplu edit, nu o să fac foarte multe edituri acolo, dar follow -o pe Instagram, la jăgăsul să pentru că sta activ acolo, v-am mai zis de 50.000 de ori, subscribe dacă nu ești abonat cu like-ul la blanao și clopoțelul activat, eu am fost cu cu baftă!